sunt fericită, sunt mulțumită în sinea mea și cu siguranță vom avea și astăzi o seară pe care nu o vom uita curând. Poate doar la anul pe vremea aceasta, când organizatorii ne vor pregăti ceva și mai special. Dar până atunci, în inima noastră va rămâne cu siguranță această a 8-a ediție a Târgului Internațional de Carte și Muzică, care este cu siguranță cea mai frumoasă de până acum! Stimați telespectatori, stimați spectatori, haideți să începem această frumoasă seară cu un montaj literar-muzical. Ascultați ce frumos se intitulează și cât de interesant. Prizonier în limba română, de la Eminescu la Nikita Stănescu, susținut de profesor universitar dr. Eusebiu Ștefănescu și Ion Bogdan Ștefănescu. O să trecem prin muzică la altă viziune a sentimentului, nu la cea de înger. Am putea întârzia un pic când ne gândim așa, că Eminescu zice: pleacă-te, îngere, la trista plângere, plină de amor, nu e păcat ca să se lepede clipa cea repede ce ni s-a dat. Nikita zice: eu nu cuvinte spun, ci lacrimi, tocmai de aceea sunt mascat. Repet într-una infinitul neinfinitului ce ni s-a dat. Prin muzică mergem la viziunea dragostei.